Acea atmosferă încărcată! Da, am mai descărcat. Da? Da. A, vrei de la Luca? Da. Da, n-am loc. Ia, curentat! O cam curentezi, ai grijă. Da, și eu l-am curentat. Sau să mă iei, că tu curentat. Am o două curentat, de fapt. Cu acolo, băieții, băieți, mai avem și noi un unghi aici, avem și noi un ori, ne confirmăm cu asta. Am zis că facem puțină veselie, puțină culoare. Mi-ați adus, dar de-aia stăm în liniște, că suntem da? Veselie, liniște. Foarte colorat. Cu cine începem? Ca să scăpăm de atmosfera asta tensionată și după să vorbim și de lucruri drăguțe. S-au întâmplat azi? Bună ziua, să aveți o săptămână minunată, cu zâmbetul pe buze în fiecare zi. Cu asta începem. Da. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua! Să avem! Să fie o săptămână zâmbitoare! Fericită. Frumoasă! Emanuel! Da. Andreea! Da. L-ai pleznit? Nu! Eram amândoi foarte agitați și vorbeam, asta a fost o glumă, doar că s-a auzit foarte tare. Am vrut să-l detenționez. Nu a fost intenția mea să-l pleznez, Doamne ferește, nu aș face asta. A fost doar o joacă, nu m-am așteptat ca el să se supere. Probabil că el a fost foarte încărcat în urma discuțiilor cu băieții și cred că asta i-a pus puțin capac. Dar nu a fost intenția mea, doar m-am jucat, atât. Nu dramatizez pe chestia asta și nu o să induc că Andreea este o persoană violentă, doar pur și simplu n-am acceptat gestul ăla. Adică nu mi-a plăcut, atâta tot, și de-aia am vrut să plec. La Bogdan. Nu l-am înțeles, de fapt, pentru că... Nu se întâmplase nimic între noi în momentul ăla. Discutam foarte așa normal și eu n-am luat-o pur și simplu ca o joacă. Nu știu, n-am înțeles de ce Andreea m-a luat, nu știu, mi-a dat așa o palmă. Pur și simplu n-am înțeles gestul și chestia asta cred că m-a deranjat cel mai mult și faptul că cumva nu accept chestiile de genul și dacă sunt așa în glumă, pentru că eu nu-mi permit să fac așa ceva, nu vreau să induc la telespectatori că Andreea poate să fie cumva o fată violentă, sunt sigur de chestia asta 100%, dar m-a deranjat pur și simplu și în momentul ăla n-am simțit să mai stau acolo în casa fetelor. Îmi pare rău că te-a deranjat, n-a fost intenția mea, eu n-am plesnit niciodată un bărbat în viața mea. Dar că nu vreau să se indică faptul că... Ai onoarea, Emanuel! Nu vreau să fac chestia asta, nu vreau să... Te simți onorat! Înțelege-mă și pe mine că m-a deranjat. Te înțeleg și îmi pare rău, îmi pare rău că a ajuns așa la tine. În glumă, ți-a mea. Dă-i un pupic unde l-a lovit. Poftim? Dă-i un pupic unde l-a lovit. Să-i treacă. Păi am vrut să-i dau, dar nu a vrut. Ce ai? De asta ești supărat? Sau din cauza discuțiilor avute tot, aici? Tot, că s-a creat o tornadă foarte mare asupra mea. Adică despre tot ce s-a întâmplat. Că eu cum... că eu am jucat fals, că eu sunt fals, că eu joc teatru, că eu sunt așa, că... De ce? Fapt, nu știu, mi-a spus ceva din... Pentru că ai râs sau pentru că ai zis și tu glume la adresa Biancai? Sau de ce? Nu despre Bianca, despre asta, despre ce s-a întâmplat în general cu Andreea. Și mi-a dat niște motive și niște explicații și mi-a zis că a simțit că eu am fost foarte schimbător cu ea și așa au fost, dar au fost involuntare, adică n-am vrut eu să mă joc cu ea sau să joc teatru. Eu chiar când am simțit să fac ceva, asta am făcut. Eu am avut gânduri de genul... De care? De genul? Că poate ar putea să se joace. Nu am vrut să cred în ele sau nu am vrut să spun asta în emisiune sau să, nu știu, să induc oamenilor ceva. Doar că atunci când Sorin a spus asta în gală, am spus, i-am explicat și lui, m-a pus doar pe gânduri, atât. Și oricum nu este subiectul principal, nu ne legăm dar... acum. Care este? Faptul că ar trebui să trecem peste amândoi frumos și să... Fără palme, fără cercuri, fără nimic. Și să fim amândoi conștienți că asta a fost să fie. Și că palmă doare. Și că tot e frumos. De asta ești supărat. De ce să fiu, de-al motiv? Bine, că am avut și eu discuția asta cu Sorin, cu Marian, știu că ce s-a întâmplat. M-a enervat că Marian îmi caută materiale. Crezi? Da, așa are impresia. Are, caută chestia asta. El a zis cu gura lui, în afară, să fii fericit, aici a venit pentru șoc. Să ne dai și o masă, că te-am cuplat cu... Dar nu vrea să-și asume. Să ne dai o masă, că te-am cuplat cu Raluca, bine? Între mine, Sorin și Marian au fost... Eu cred că ei doi sunt într-un fel de alianță. Nu înțeleg ce joc încearcă să facă, mai ales că la hotel nu prea se înțeleg, adică vorbesc așa din când în când, dar cred că au prins strategia asta să fie în contra mea, că mă văd pe mine că sunt singur și
cumva vor să mă denigreze sau să murdărească mie imaginea. Pur și simplu așa simt eu. Poate nu e așa, dar așa am simțit. M-am simțit atacat. Marian, știi care e ideea? Încearcă cât de mult poți, te rog, să mă baci pe mine sub papuc, dar nu reușești pentru că am cizme. Ai înțeles? Deci nu, nu poate. Nici măcar nu recunoști. Nu, asta nu merge. Doar și așa. Am eu, în capul meu a sunat bine, dar asta e, asta e adevărul. Nu e așa cum zice el. Și anumite chestii nu și le asumă. Nu sunt eu asumat. Îmi place. Era Luca. Ce tot bombăneai acolo, că nu înțelegeam. Spuneam că n-are dreptate. Mariana a fost martor la ceea ce a spus Sorin, atât. Raluca, cu două zile nu ai apărarea cu Andreea. Venea lângă mine să știi că da, și am văzut după aia că tu după emisiune vorbeai altceva în afara emisiunii. Raluca, de unde știi tu? Că stai tu afară cu Maria să vezi dacă ai dat sau nu? Nu, dar am încredere în Sorin și cred că a spus adevărul și păi nu avea de ce să încredere în Sorin. Pentru că de fiecare dată a fost păi cu dreptatea. Nu doar cu mine, repet. Mătușă, n-a vorbit Sorin acum. Doamna Andreea, Raluca, Marian se potrivesc cel mai bine, sunt amândoi egal. La fel. Încearcă să caute materiale cu toată lumea și acum exact. Înțeles că sunt amândoi. Nu mai trebuie căuta materiale. Nu, sincer, fața lui. Mie mi se pare că Marian nu caută asta. Nu mai fac, nu vreau să iau bălinga mea. Mamă, Marian. Era ultima persoană în casă. Nu, Marian nu caută materiale, sincer. Chiar nu caută materiale. Doar că acum mi se pare că e un pic pornit pe Manuela Iurea, dacă mă întrebați pe mine. Doar că mătușa mea, da, e corect și asta, că și el copil și are și el greșelile lui, doar că mătușii mea mi se pare că ea se bagă material fără nicio legătură. Nu e adevărat. Am e bărbatul tău, Marian, cumva sau ceva? Nu, dar am spus că eu îl cred iubesc. Pe el și pe Sorin. Dar pentru că eu îi cred. Care e problema? Da? Da. O iubești? Așa ca idee zic. Păi n-am zis. Păi n-am zis. Păi n-am să fie măcar reală cu tine. După un pariu și două zile normal. Și cu ce nu s-a reală cu el? Să nu, au, să nu, să nu fii singur în capcana ta ăsta, Marian. Nu, pic, frate, stai, liniștit, mă duce capul. Vai de capul meu. Emanuel, câte glume ai zis la adresa Biancăi? Eu, când am fost acolo, zic, eram acolo la masă, se făceau toate glumele, au pornit glumele, eu stăteam pe telefon, cum o zis și Marian, și vedeam pe ăștia cum făceau un continuu glume. Și eu râdeam acolo, dar gen mă abțineam și după la un moment dat când l-am văzut pe Alin că era supărat, când l-am văzut pe Alin supărat, am zis, bă, opriți-vă, da. Opriți-vă că exagerați. Și n-ai făcut nicio glumă la adresa Bianca? Alin, două glume ai făcut. Eu nu țin minte să fi zis glume, să fi făcut glume, eu asta, deci mă jur pe cuvântul meu. Dar nu mai te mai vorba că jur, nu aminte niciodată nimic. Doamna Andreea, din ce mi-aduc aminte, am început toți, adică... Și eu când am mers acolo, deja hora era început. Stai să vorbească. Emanuel s-a oprit și a dat și eu seama că nu e ok. Și ce ți-am zis? Am zis că se oprească, că exagerează. Da. Și am zis asta. Cine mi-aduc aminte că a continuat până în ultima fază a fost Sorin. Și Radu s-a oprit la un moment dat și după am mai zis și el, cred că Radu a mai zis odată. Și eu am continuat să râd că mă lovise când. Care mă, că Radu nici măcar nu ți-a zis că opritul, eu ți-am zis că opritul. Radu a continuat după ce ți-am zis eu și n-am mai zis nimic cu telefonul, ți l-a băgat în față de o grămadă de ori și a scos faza aia cu telefonul, cu deblocăm telefonul, deblocăm telefonul. De ce zici așa, băi, Alin? Cine, Radu? Aveam pretenții la tine, da. Radu n-a zis nimic, dar glume. Chiar n-am nimic cu tine. Nu, aleluia, Alin, aleluia. Am reușit. Nu rodați subiectul Bianca. Eu am venit, băieții erau deja la masă. Bun. Deja făceau glume. Bun. Am intrat și eu în horă, am făcut glume, într-adevăr. Că am făcut mai multe, că am făcut mai puține. Am făcut cu Radu glume. Erau toți acolo, a făcut și el, au râs toți. Deci toți au râs. La un moment dat am pus telefonul pe masă, l-am văzut pe Alin și l-am întrebat. Te deranjează lucrurile astea? Da sau nu? Că l-am văzut așa, că el un pic deranjat așa. Mi-a spus, ok, dacă te deranjează, eu nu o să mai zic nimic de acum înainte. După care, Radu a pus poza cu respectivul pe telefon și ne-a dat la toți, de bloc ecranul. Și apărea respectivul pe telefon. Așa s-a întâmplat. De dimineață la masă eram fain frumos și iar a venit vorba că el stătea Radu Emanuel. Eu n-am zis nimic, m-am pus, așa. Și a întrebat, o zis Radu către el că iar era vorba că el e băiat prea bun sau ceva în genul și Bianca o să joace cu el ca așa, ca așa, ca așa. Și Emanuel îi dădea dreptate, da, exact așa o să facă cu tine. Eu? Mamă, înțelegi? Asta a fost azi dimineața. Bă, dacă dormiți dimineața, e treaba voastră. Ce ușor e să schimbă... Să vină și Radu și azi dimineață. Ușor e. Acolo ai fost tu când ți-am zis. Vine, Emanuel, zi tu. Că dacă zic eu, toată lumea să sară pe mine. Eu mi-am zis varianta și știu exact cum s-a întâmplat. Doar că Alin e frică să se ia în ceartă cu ceilalți băieți. De ce să fie frică? Alin, jur. Deci pe mine mă deranjează atât de mult, atât de multe ori. Eu nu țin partea cu tine. Tu ești în cameră cu mine, dar știi că de foarte multe ori te cer și zic, bă, tu nu ești... Bă, el nu trebuie să se certe cu nimeni, că noi ne-am asumat, Manuel. Dar vreau să fie o persoană asumată și să zice exact... Nu trebuie să se certe cu noi. Dar am zis că Sorin a terminat... Nu trebuie să se certe cu noi, că eu m-am asumat și mi-am cerut scuze de la el. Există persoane care în momentul în care aud lucruri care nu le...
gâdile urechea, pur și simplu fac abstracție și nu interesează. Și poate că pur și simplu nu v-a dat atenție. Alin i-a fost rușine și pentru băieți, s-a simțit oarecum inconfortabil, nu putea nici să le spună lor ceva, nici să reacționeze în oarecare mod, pentru că cred că este un băiat educat și e normal că nu putea să se ridice de la masă și hai să-ți dau un pumn. Mi se pare absurd să rezolvi un conflict cu violența. I-a lăsat pe ei să se prostească și au dat dovadă de caracterele lor adevărate.